Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bereclanu, bun găsit la Focus, iată care sunt principalele știri de astăzi. O femeie a murit la Constanța după ce a căzut de la etajul 6, apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări, iar ea a vrut să se salveze agățându-se de balcon. Un copil de doar 9 ani a murit astăzi la școală, s-a întâmplat în Ploiești, iar copilul a făcut infarct. 3 miliarde de euro pierderi și 120.000 de angajați disponibilizați este bilanțul după un an de pandemie în industria Horeca. O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 6 al unui bloc din Constanța. Apartamentul ei era cuprins de flăcări și n-a mai putut părăsi locuința. A căzut de la etaj, în timp ce încerca să scape din infernul dezlănțuit în casă. Vă avertizez că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Imaginile dramatice o arată pe femeia de 64 de ani în timp ce încearcă să iasă din locuința în flăcări. Ajunge pe balcon, ia o gură de aer și continuă să escaladeze peretele exterior al blocului. De frică la flăcări s-a aruncat și a sărit jos. Toți locatarii care erau în stradă au fost șocați. Uitați-vă, resuscitează acolo, în zona unde e bloc acolo. S-a aruncat de la etaj 6? De la 6, da. La ora 9 și un sfert, un locatar a sunat la pompieri. Le-a spus acestora că arde blocul din fața lui. Flăcările și fumul intens învăluiseră ultimele etaje ale imobilului de lângă spitalul militar. A luat foc de la o lumânare. O doamnă care făcea un parastaz la un copil care s-a spânzurat acum, nu știu când, în ianuarie, și a ținut o lumânare aprinsă, n-a supravegheat-o. La fața locului au fost direcționate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurdă cu un echipaj de prim răspuns. La ajungerea acestora, incendiul se manifesta deja cu degajare foarte mare de fum și flacără deschisă la întreg apartamentul. 10 locatari au fost evacuați de pompieri din scara blocului și alte 2 persoane au fost luate cu autoscara prin exterior. Au fost clipe de groază pentru toată lumea. La ce fum a fost, nu se vedea nimic. Incendiul de la etajul 6 a crescut în intensitate de la minut la minut. Sunt 30 de minute de când pompierii bagă apă continuu în apartament și încă n-au reușit să lichideze incendiul. O mașină de pompieri deja și-a golit rezervele, o a doua vine acum. Nu știu de ce durează atât, vă dați seama că nu s-a stins nimic deocamdată. ISU Dobrogea a mai trimis 3 mașini, o autoscară, o mașină pentru transport victime multiple și 3 ambulanțe cu medici de urgență. După o oră, focul a fost stins. În același timp și medicii Smurd au anunțat moartea femeii care s-a aruncat de la etaj. Soțul ei a ajuns la spital cu ambulanța Smurd. Ancheta pompierilor trebuie să răspundă multor semne de întrebare. Când femeia s-a aruncat pe geam, pompierii erau deja la fața locului. Dacă ar fi avut saltea gonflabilă, poate că victima ar fi scăpat cu viață. Nu mai există saltea la nivelul județului Constanța. Pentru utilitatea unei asemenea saltele, persoana care o utilizează, care intenționează să facă acest gest, trebuie să fie sfătuită cum să se arunce, deoarece există pericolul de accidentare chiar și în acest caz, dacă nu suntem pregătiți și nu știm cum să o utilizăm. ISU nu era pregătit să intervină la incendiu pentru salvarea femeii care s-a aruncat de la etaj. Scara rulantă, care ar fi putut ajuta femeia să iasă în siguranță pe geamul de la balcon, a sosit cu întârziere de 20 de minute. Printre utilajele mobilizate de pompieri la acest eveniment tragic se numără și o autoscară. Potrivit surselor din rândul salvatorilor, primul apel de urgență a fost efectuat în jurul orei 9:15, iar primul echipaj de pompieri a ajuns după 3 minute. Autoscara a ajuns însă după 20 de minute, ulterior momentului în care femeia a căzut de la etaj. Viorel Matei vine cu mai multe amănunte. Viorel, bună seara! Ce spun martorii despre intervenția pompierilor? Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara tuturor. Martorii contrazic spusele pompierilor și ca să înțelegem, luăm câteva repere orare. La 9:15 a sunat un locatar la 112. Pompierii spun într-un comunicat scris că autoscara lor a ajuns după 12 minute la fața locului, adică la ora 9:27. Chiar și așa, susțin salvatorii, era tardiv pentru că femeia își dăduse drumul de la balcon cu 2 minute mai devreme, la 9:25. Însă, noi, când am filmat la fața locului reportajul, am luat interviu purtătorului de cuvânt al ISU Dobrogea, care ne-a spus că autoscara a ajuns după 20 de minute, nu după 12. Deci, sunt deja neconcordanțe între spusele pompierilor. În plus, martorii care s-au ținut după autoscară au filmat cu camera de bord ajungerea ei acolo și ne arată că au ajuns de fapt după 40 de minute. Foarte mult! E vorba de neconcordanțe care trebuie lămurite. Comandantul ISU Dobrogea
face o anchetă internă în acest moment. Toți salvatorii care au intervenit la fața locului dau declarații scrise, ele vor fi comparate și ancheta își va spune cuvântul. În plus față de asta, într-o intervenție televizată, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, s-a referit și la absența pernei gonflabile care ar fi putut salva o viață. Dacă ar fi existat, Isus Dobrogea nu are o saltea gonflabilă. Secretarul de stat Raed Arafat a spus că această pernă gonflabilă este utilă în cazul unei căderi de la etajul 3, cel mult. Însă, în cazul nostru, femeia și-a dat drumul de la balcon, de la etajul 6, nu ar fi făcut diferența prezența acestei perne sub nicio formă. Deocamdată atât de aici. La revedere! Un copil de 9 ani din Ploiești a intrat în stop cardiorespirator la școală în timpul orei de religie. Profesorul a mers să ceară ajutor la cabinetul medical școlar, însă după câteva minute când s-a întors în sala de clasă, băiatul era deja inconștient. În ciuda manevrelor de resuscitare și a efortului medicilor de la Spitalul de Pediatrie, copilul s-a stins din viață la unitatea de primiri urgențe. Vă avertizez că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Băiatul de 9 ani era elev în clasa a doua la școala gimnazială Sfânta Vineri din Ploiești. În timpul orei de religie a acuzat dureri de burtă, iar profesoara a mers să ceară ajutor. Da, director a vizionat filmările de pe camerele din clasă și de pe holuri. S-a constatat că nu a avut nicio altercație în timpul pauzei, nu, niciun eveniment neobișnuit. A solicitat ajutorul doamnei asistente. S-au întors în clasă și copilul deja era aproape leșinat. Cum a ajuns la Spitalul de Pediatrie Ploiești, medicii au început o luptă contra cronometru pentru salvarea lui. La preluarea de către serviciu SMUR, copilul a fost resuscitat aproximativ 20 de minute, după care a devenit transportabil, a fost adus la noi la ora 11:30, tot în stop cardiorespirator. Noi am continuat resuscitarea timp de o oră. Din păcate, în urma tuturor manevrelor și eforturilor depuse, la ora 11:43 a fost declarat deces. Se pare că cel mic avea un istoric de boală, făcea fotbal de performanță și în trecut a mai leșinat pe terenul de sport. Tot din anamneză am înțeles că pacientul se află în evidența cardiologiei cu o tulburare de ritm. Acest lucru nu era însă cunoscut și de conducerea școlii la care băiatul învăța. E adevărat că în dosarul medical de la școală nu figura cu vreun diagnostic, vreo boală. Poliția a deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă. A fost percheziția astăzi la cel mai mare spital din România, Institutul Clinic Fundeni. Procurorii fac cercetări într-un dosar de decontări fictive. S-ar fi încasat bani grei de la stat pentru medicamente care în realitate nu ajungeau la pacienți. Mai multe detalii în câteva minute. Doi polițiști au fost pulberați în această dimineață de o șoferiță de 53 de ani. S-a întâmplat la Galați în timp ce dirijau traficul în locul unde se forma o groapă imensă în șosea. Cei doi au fost transportați la spital. Sindicaliștii dau vina pe echipament și spun că agenții nu purtau geci reflectorizante, ci niște simple veste care nu erau vizibile de la distanță. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc în zorii zilei. Agenții erau la datorie după ce la ieșirea din Galați asfaltul s-a surpat, iar pe șosea a apărut o groapă uriașă. O femeie de 53 de ani aflată la volanul unei mașini nu i-a observat și a luat direct pe capotă. Din primele verificări a rezultat că în noaptea de 15 spre 16 februarie, în zona respectivă, pe partea carosabilă, ar fi apărut o groapă de mari dimensiuni, echipajul de poliție fiind direcționat în zonă. În acest context, conducătoarea auto i-a surprins și a croșat pe cei doi colegi ai mei care dirijau circulația. Ambii erau conștienți, stabil hemodinamic și urmează să fie investigați pentru a se stabili gravitatea leziunilor. Șoseaua unde a apărut groapa este în administrarea primăriei Galați. Este vorba despre o surpare care s-a produs în timpul nopții. Zona a fost securizată și semnalizată corespunzător și urmează să se facă în cel mai scurt timp posibil o expertiză geotehnică pentru a identifica cauzele. Unul dintre polițiști a suferit un traumatism grav la șold, iar celălalt a fost lovit la genunchi. Între timp, medicii au descoperit în spital că polițiștii răniți au leziuni grave, inclusiv o fractură la cap. Va rămâne în supravegherea secției de neurochirurgie, iar celălalt are o contuzie de genunchi stâng, a fost imobilizat
și suspicionăm și o ruptură de ligament la acel nivel. Sindicaliștii dau vina pentru accident și pe echipamentul neadecvat. Agenții răniți nu purtau geci reflectorizante, ci veste care pot fi cumpărate din orice magazin. Acestea din urmă nu le-ar fi oferit vizibilitatea necesară. Nu erau dotați cu acele geci reflectorizante care sunt omologate. Eu personal, ca lider sindical, am cerut dotarea colegilor la ordine publică cu veste, cu geci reflectorizante omologate, dar domnul inspector Șemă Totolea mi-a spus că trebuie să le cumpărăm noi din fonduri proprii. Traficul în zonă s-a desfășurat pe un singur fir timp de mai multe ore. Au trecut 3 luni de la tragedia de la Piatra Neamț, în care 15 oameni și-au pierdut viața în incendiul din secția de terapie intensivă, iar ancheta înaintează cu lentoare. Astăzi, criminaliștii au ajuns la spital pentru a ridica noi probe, după ce zile la rândul au ridicat saci de documente din unitatea medicală. Acum anchetatorii au luat inclusiv resturile paturilor din saloanele cuprinse de incendiu. Presiunea publică și revolta familiilor îndoliate au dat un imbold nou anchetei de la Piatra Neamț. Criminaliștii au revenit aici la spitalul din Piatra Neamț și ridică toate documentele cu investițiile care s-au făcut aici în ultimii 15 ani. Mai mult, bucăți din piese de mobilier sunt ridicate și transportate la laboratoare de specialitate, unde vor fi evaluate. Problemele spitalului ies la iveală una după alta. Se pare că există de fapt și o lipsă acestor înscrisuri, în sensul că spitalul nu a fost capabil să producă cartea tehnică a imobilului, atâta vreme cât vorbim despre o unitate de stat, această unitate ar fi trebuit să aibă o carte tehnică unde se observe. Între timp, o rudă uneia dintre victime face dezvăluiri șocante. Legiștii s-au mulțumit să scrie sec în rezultatul necropsiei tatălui său că bărbatul a fost răpus de COVID. Au trimis avocatului raportul de la necropsie sau cel legat de autopsie, în care spune că a murit pur și simplu de COVID. Nu s-au găsit fum în plămâni sau ceva legat de arsuri. Au scris că nu e nimic legat cu moartea lui de incendiu. Dar n-au precizat faptul că l-au deconectat de la aparate, dar e normal că, fiind în comă indusă, l-au omorât pur și simplu. L-au grăbit moartea. În cele 3 luni de la incendiu, conducerea spitalului din Piatra Neamț a fost schimbată de 2 ori. Noul manager promite însă că instituția pe care o conduce va avea încă de anul acesta o instalație electrică nouă. În ultima lună am început să facem note conceptuale pentru a obține fondurile pentru reparații și mentenanța sistemelor electrice, de fluide medicale, instalații sanitare și așa mai departe, anul acesta. Audierile și perchezițiile vor continua și în zilele următoare. În plus, urmează ca procurorii să facă publice detalii despre evoluția anchetei chiar săptămâna aceasta. Până în acest moment, însă, la 3 luni de la tragedia care a îndoliat 15 familii, autoritățile nu au reușit să identifice nici măcar un potențial suspect. Petrecerile ilegale au devenit un adevărat fenomen în capitală. Doar seara trecută, polițiștii au întrerupt un astfel de eveniment ilegal la care participau 80 de persoane. Amenzile pentru încălcarea regulilor instituite în pandemie, deși ridicate, nu pot stăvili apetitul pentru distracție, spun polițiștii. Există un vid legislativ care nu permite suspendarea activității cluburilor și restaurantelor prinse în offside, iar patronii localurilor știu acest lucru. Petrecerea a fost spartă de polițiști după ce o persoană a sunat la 112 și s-a plâns de zgomot. 75 de persoane au petrecut aseară în cinstea lui George Chiroaică, un personaj cunoscut în lumea interlopă din capitală. Cheful a fost întrerupt de polițiști care au dat amenzi în valoare de aproape 200.000 de lei și patronul restaurantului a fost sancționat cu 10.000 de lei. Pe numele organizatorului a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. În acest context, riscurile pentru proprietarii de locuri care organizează petreceri ilegale par extreme. În realitate, lucrurile s-au complet diferit. Aceste dosare penale au aceeași soartă, respectiv clasarea, pentru că este foarte dificil de a proba că din cauza persoanei cărei s-a deschis dosarul penal au fost îmbolnăvite alte persoane sau, dacă nu există nicio îmbolnăvire, din start nu vorbim despre o infracțiune. Vidul legislativ existent în România face ca oamenii legii să nu aibă nici măcar posibilitatea să suspende activitatea restaurantelor ai căror patroni încalcă în mod repetat normele instituite în pandemie. Este legea, e la Parlament. La Parlament încă nu s-a aprobat actul normativ care stabilește suspendarea. Este propus de CNSU, dar nu este încă aprobat la Parlament. Iar acolo unde nu e lege, e distracție la maxim. Am avut și cazuri în București, unde sunt restaurante, polițiștii se prezintă zilnic și aplică contravenții, patronii își permit să încalce legea, pentru că în condițiile actuale de concurență, ca să spun așa,
fiind foarte puține localuri deschise și mai ales în perioada în care nu era permis accesul în interiorul acestor restaurante, existau patroni care la finalul zilei, când trăgeau linie, constatau că profiturile depășesc sancțiunile contravenționale primite din partea autorităților. Goana după profit îi determină pe unii antreprenori să încalce legea. Mulți alții condamnă însă comportamentul colegilor de breaslă. Fiecare doarme așa cum își aștept. Nu sunt de acord, normal. În acest moment, singurele autorități publice care pot suspenda activitatea unui local sunt direcțiile de sănătate publică și administrațiile locale. Angajații din hoteluri și restaurante au ieșit din nou în stradă după ce ajutoarele financiare promise de guvern nu au ajuns la ei nici până în ziua de astăzi. Pierderile industriei se ridică la 3 miliarde de euro, iar aproximativ 120.000 din cei 400.000 au fost concediați. Vrem să muncim! Vrem să muncim! Vrem să muncim! La ora 12, timp de jumătate de oră, angajații restaurantelor și hotelurilor din toată țara au ieșit în fața localurilor să protesteze. Cei mai mulți se plâng că nu mai au loc de muncă din cauza restricțiilor impuse de autorități. Am stat acasă, am cheltuit toate proviziile, toți bănuții pe care îi strânsesem de-a lungul timpului. Șomajul tehnic lasă de dorit, pentru că vine foarte, foarte târziu. Am fost în prima perioadă 2 luni și jumătate și acum de 3 luni la fel, nu mai activez, sunt în șomaș tehnic. Am familie, am 3 copii, sunt toți 3 în școală, trebuie să muncesc pentru ei că nu se poate sta acasă. Trebuie făcut ceva ca să se rezolve această situație, că nu se mai poate trăi. Adică dacă se închid firmele și ne dă acasă, ce facem? Din ce trăim? Ce au pierdut locurile de muncă, au trebuit să se reprofileze. O parte din ei chiar nu au găsit domenii similare sau în care să se potrivească, să se potrivească aptitudinile lor. Doar 30% din personal a fost chemat la muncă în ultimul an. În semn de protest, în centrul vechi al capitalei a răsunat și imnul României. Patronii se plâng că nu au primit ajutoarele promise de stat. Nu am primit granturi. Deocamdată așteptăm să vedem ce se întâmplă și cu restul ajutoarelor care au fost promise, dar pentru moment noi nu am primit nimic, în afară de ajutorul de șomaj. Noi am depus cererile din octombrie și nici până acum multe din unități au primit finanțare. Ne-a dus în pragul disperării acum, nu s-a primit niciun ban, iar noi ca hotelieri suntem în faza de a face o multitudine, dacă vreți, de credite bancare. Avem linii de credit, avem linii de finanțare. Cum vom reuși în toamnă sau la anul să ne plătim creditele, este un semn de întrebare. La 3 miliarde de euro se ridică pierderile din industrie, iar patronii spun că încasările au scăzut cu mai bine de 80%. Mulți se tem că anul 2021 va fi chiar mai rău, pentru că nu mai au resurse să-și țină afacerile pe linia de plutire. Banii care au fost până acum date Horeca sunt mai puțin decât amenzele care le-am plătit noi către stat pe sub, între paranteza, nerespectare legii. Ne-a comunicat că nu mai este vorba de suma alocată inițial de 2,5 miliarde, e vorba doar de suma de 1 miliard. Și asta prima lovitură. Următoarea lovitură a fost anulare vașa de vacanță. Patronii se plâng că din cauza restricțiilor și lipsei ajutoarelor de la stat, în lunile următoare foarte multe afaceri se vor închide. Avem acum o informație de ultimă oră. Un incendiu a izbucnit la Complexul Politehnica din București. 10 autospeciale au intervenit de urgență. Colega mea, Maria Burceanu, se află chiar acum la Politehnică. Maria, bună seara! Ce se întâmplă mai exact acolo? Bun găsit, Andreea. Incendiul ar fi izbucnit în camera tehnică care se află la subsolul clădirii rectoratului din cadrul Universității București. Până la acest moment nu știm care este cauza ce a dus la izbucnirea incendiului. Tot ce știm este că în interior nu se aflau persoane, așadar nu a fost nevoie de oferirea de îngrijiri medicale unor oameni. Au fost într-adevăr degajări mari de fum. Oamenii s-au
speriat, au alertat autoritățile. Fumul era dens, era negru, dar până în acest moment, așa cum spuneam, nu se știe cauza care a dus la izbucnirea incendiului. Au intervenit 10 autospeciale de stingere, așa cum spuneai și tu, iar în acest moment așteptăm să vedem ce a dus la izbucnirea acestui incendiu. Andreea? Maria, mulțumesc. Începând de astăzi, sunt mai puține ghișee și porți de îmbarcare pe aeroportul Otopeni. Din cauza traficului aerian redus, s-a decis concentrarea activității pe jumătate din terminal. Luna ianuarie a venit cu o scădere de peste 60% a numărului de zboruri față de aceeași perioadă anului trecut. Așa cum era de așteptat, pandemia de COVID-19 a fost cauza principală. Anul 2021 a început cu o scădere în ceea ce privește transportul aerian. 4310 curse s-au înregistrat în toată luna ianuarie, mai exact cu aproape 60% mai puțin față de aceeași luna anului 2020, când au fost înregistrate peste 10500 de decolări și aterizări. În luna ianuarie a acestui an, traficul a avut o scădere de aproape 80% față de normal, normal fiind ianuarie 2020, care a fost o lună bună, a fost anterioară pandemiei de COVID. Așteptăm ușoare creșteri după luna februarie. Luna februarie tradițional este o lună foarte slabă. Astfel, dacă în luna ianuarie a lui 2020 peste 1.072.000 de pasageri tranzitau aeroportul Aricoandă, luna trecută nu au trecut mai mult de 231.800 de oameni. Scăderea dramatică a traficului aerian nu se întâmplă însă numai în țara noastră. Pe zona de plecare am concentrat toată activitatea în jumătate de terminal, adică pe doar două insule de check-in. De altfel, arhi suficientă pentru că traficul în momentul de față se situează în jur de 20% din normal. Pe zona de porți de îmbarcare am redus numărul acestora cu 40% aproximativ. Iar situația aceasta s-a regăsit pe toate aeroporturile din România. 2020 a fost un an al pierderilor la aeroportul internațional din Timișoara. Fluxul de pasageri s-a redus de la 1,5 milioane, câți au fost în 2019, la peste 500.000 doar în 2020. Primul impact al scăderii a fost vizibil în luna martie anului 2020, când s-au înregistrat cu 44% mai puține zboruri față de anul 2019. Impunerea restricțiilor și schimbările preferințelor în ceea ce privește călătoriile au adus scăderi substanțiale. În lunile aprilie, mai și iunie ale anului 2020 au fost și cu 91% mai puține zboruri. Cele mai mari scăderi din luna ianuarie a zborurilor comerciale au fost resimțite în Ungaria, unde traficul de pe aeroporturi a înregistrat o scădere de 83% față de 2020. Nici în Austria sau Irlanda lucrurile nu au stat mai bine. Aici zborurile au avut un număr mai redus cu peste 81%, respectiv 79,4%. La nivel european, zborurile au înregistrat o scădere de 68,1% în luna ianuarie față de aceeași perioadă anului trecut. Acest lucru a adus cu sine și modificări pe cel mai important aeroport din țară. Timp de oră, președintele României Klaus Iohannis a discutat cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Întâlnirea a avut loc la Patriarhie. Ce au discutat cei doi, vă spun în doar câteva minute în jurnal. Au fost percheziți astăzi la cel mai mare spital din țară, Institutul Clinic Fundeni, într-un dosar referitor la decontări fictive pentru medicamente. Bani mulți ar fi fost făcuți pe spinarea bolnavilor de cancer. Sume importante erau decontate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, deși tratamentele scumpe ajungeau la pacienți doar pe hârtie. Deocamdată în dosar sunt vizate doar faptele și nu o persoană sau un grup de persoane anume. Pe lângă numeroși pacienți care trec zilnic pragul, la Institutul Clinic Fundeni au ajuns astăzi procurori și polițiști pentru percheziții. Anchetatorii au ridicat documente într-un dosar în care sunt cercetate fapte de înșelăciune, fraudă informatică și fals intelectual. Pionii în acest sistem foarte bănos ar fi fost pacienții aflați în suferință. În dosar ar fi vorba despre fraudarea mecanismului de decontare pentru niște medicamente extrem de scumpe, folosite în tratamentul bolnavilor de cancer. În ultimul deceniu au fost instrumentate mai multe astfel de dosare, iar prejudiciul la bugetul statului s-ar ridica la 10 de milioane de euro. Faptele anchetate acum s-ar fi petrecut în noiembrie anul trecut. Sunt vizate nereguli privind administrarea de medicamente către pacienți, în sensul că unii dintre ei figurau cu medicamente administrate, dar în realitate lucrurile nu ar sta chiar așa. Este vorba despre pacienți cu diferite afecțiuni, au precizat reprezentanții parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 2. Sistemul ar fi funcționat prin intermediul farmaciei institutului. Concret, o parte dintre medicamente ar fi fost decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fără să fi fost însă folosite vreodată de pacienți. Sunt suspiciuni că bolnavii primeau tratamentele doar pe
hârtie, dar banii erau încasați oricum. Deocamdată a fost deschis un dosar penal in rem, adică pentru fapte. Reprezentanții spitalului au refuzat să facă orice fel de comentariu. În mod cinic, bolnavii de cancer au fost mereu un izvor parcă nesecat de făcut bani. În 2014, tot la Institutul Clinic Fundeni, trei medici de la secția de oncologie au emis peste 1000 de rețete false și au încasat mai bine de 8 milioane de lei din banii pentru medicamentele pacienților. În același an, 5 doctori de la Spitalul Județean Baia Mare erau acuzați că inventau bolnavi de cancer pentru a se îmbogăți. O femeie a fost rănită, iar doi copii au suferit atacuri de panică în urma unui accident în Alba Iulia. Mașina în care se aflau a lovit un alt vehicul, iar o femeie aflată pe trotuar a ajuns pe capot autoturismului, scăpat de sub control. Ulterior, mașina a intrat direct într-o florărie. În magazin se aflau mai mulți clienți, însă din fericire nimeni nu a fost rănit. Chiar și femeia luată pe capotă de șoferița neatentă a scăpat cu leziuni ușoare. La scurt timp după accident, autoarea a relatat filmul evenimentelor. A încercat să încetinească în dreptul unei treceri de pietoni, însă în loc să apese frâna a călcat accelerația. Polițiștii efectuează cercetări pentru a afla cauzele care au dus la provocarea acestui accident. În România nu ard doar spitalele, ci și unitățile de învățământ. 7 copii au fost evacuați astăzi după ce grădinița din comuna Dâmbovițeană, Valea Mare, a luat foc. Incendiul a pornit de la un robinet electric folosit pentru încălzirea apei. Este deja a treia unitate de învățământ care se cuprinse de flăcări în ultimele zile. Clasa în care se aflau cei 7 copii a fost cuprinsă rapid de fum. Atât educatoarea cât și elevii s-au panicat și au ieșit repede în curtea grădiniței. Vedeți? Ăsta e doar de prăjitor. Da. Era ok, dar prăjitorul a fost foarte prost. V-am spus, făcuți de tot felul de producători, cine mai verifică acum? Început să iasă fum dintr-o pipă electrică care a alimentat boilerul de încălzire. Atunci am oprit curentul electric și am conectat curentul electric de la tablou și am scos fierele care erau încinse. Dar ieșea fum mult de aici sau ce? Ieșea fum, da. Și copiii erau înăuntru? Copiii erau înăuntru. Copiii i-am evacuat, i-am dat afară cu educatoarea și până au venit și ceilalți. S-au speriat copiii? S-au speriat un pic. Oamenii spun că școala este veche, iar copiii nu sunt în siguranță. La un cap a fost o leacă de foc. Aici, la grădiniță? Aici, la grădiniță, da. E veche, domnule, când era cu Ceaușescu, am de zile, 30 și ceva de ani. Din fericire, pagubele sunt minore. Cum era și normal, și cadrul didactic și copiii au scos afară, să nu existe vreun pericol, vreun risc. Între timp, foarte repede s-a oprit curentul electric, alimentarea cu curent. S-au venit și domnii de la pompieri, au făcut o verificare, s-a constatat exact ce vă spuneam și mai devreme, că un prelungitor s-a topit. Deci nu au existat pagube, nu sunt afectat, nicio persoană nu e afectată. Cei 7 copii care se aflau în grădiniță la momentul declanșării incendiului au fost trimiși acasă. Președintele Klaus Iohannis a întâlnit astăzi cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Șeful statului a fost invitat de către Preafericitul Daniel la reședința patriarhală pentru a discuta diverse subiecte de actualitate, printre care și campania de vaccinare. Nu este singura întâlnire pe care a avut-o președintele astăzi. La ora 13, președintele României a ajuns pe dealul Patriarhiei, acolo unde era așteptat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel. Despre campania de vaccinare și nu numai, au vorbit astăzi șeful statului Klaus Iohannis și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar asta într-o întâlnire pe care cei doi oficiali au avut-o aici, la reședința patriarhală. Scopul întâlnirii rămâne învăluit în mister. Niciuna dintre cele două instituții, președinție și patriarhie, nu a dat un comunicat de presă ulterior tete-a-tetului. Singurul care a oferit o reacție a fost purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. A fost o vizită firească la început de an, o întâlnire oficială în spiritul dialogului dintre două instituții importante ale societății românești pe temele actuale ale acesteia. Președintele însuși nu a făcut nicio declarație în acest sens, ceea ce indică nu doar caracterul interinstituțional, ci și pe cel interpersonal al acestei întâlniri. Întâlnirea dintre cei doi are loc la scurt timp după ce șefii campaniei naționale pentru vaccinare au avut o întrevedere cu reprezentanții cultelor. Implicarea liderilor religioși este esențială în campania de imunizare. O mână de ajutor din partea fețelor bisericești ar fi esențială, în special în mediul rural. În continuare, numărul celor care refuză vaccinul este extrem de mare. Eu nu sunt de acord, nu mă vaccinez. Am și prieteni care sunt prin spitale și nu se vaccinează. Eu nu prea am încredere, să fiu sincer, din cauza știrilor care au apărut, nu știu, nu m-aș vaccina.
Până acum, peste 700.000 de români s-au vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2. A fost făcut primul pas pentru revocarea avocatului poporului. O cerere în acest sens a fost deja trimisă către comisiile juridice, iar în cel mai scurt timp senatorii și deputații vor da un vot în această privință. Alexandra Popescu a urmărit și știe mai multe despre acest subiect. Alexandra, bună seara! De ce vor liberalii revocarea lui Renate Weber? Bun găsit, Andreea. Liberalii spun că Renate Weber a generat excepții de neconstituționalitate care au fost respinse ulterior de Curtea Constituțională și de asemenea a avut și o atitudine nepotrivită pe perioada pandemiei. Spun liberalii că avocatul poporului a generat probleme în apărarea sănătății și vieții oamenilor și aici știm bine, ne referim la acel moment în care carantina și izolarea prin ordin de ministru au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională la sesizarea lui Renate Weber și ulterior acest lucru a generat și un vid legislativ destul de lung, care a fost ulterior rezolvat doar prin adoptarea legii 136. Așadar, Ludovic Orban spune că Renate Weber va trebui să fie revocată cât mai repede. Așadar, birourile permanente reunite ale Parlamentului au luat deja act de această cerere, au trimis-o către comisiile juridice ale Parlamentului, iar acestea vor trebui să o analizeze, iar în cel mult 2 săptămâni să dea și un raport. Ulterior, cele două camere ale Parlamentului, Senatul și Camera Deputaților, se vor întruni într-o ședință reunită când vor vota și revocarea lui Renate Weber. De asemenea, această decizie va putea fi atacată la Curtea Constituțională. Andreea? Alexandra, mulțumesc. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană se dovedește a fi o piatră de hotar pentru economia Regatului Unit. Exporturile britanice în Europa s-au prăbușit la începutul acestui an, iar experții avertizează că acesta este doar începutul unui tăvălug greu de gestionat. Marea Britanie suportă consecințele Brexit. Volumul exporturilor dinspre Regatul Unit spre spațiul comunitar a scăzut cu aproape 70% în ianuarie anul acesta față de ianuarie 2020. Scăderea dramatică a fost raportată de Asociația de Transport Rutier din Regatul Unit, care a realizat un studiu asupra transporturilor internaționale în prima luna anului. Directorul executiv al asociației, Richard Burnett, a avertizat că există o nevoie urgentă pentru suplimentarea cu personal la vamă în contextul creșterii masive a birocrației în perioada post-Brexit. Numărul actual al angajaților în acest domeniu a ajuns la o cincime din necesar, susține oficialul. Pe lângă prăbușirea exporturilor, aproximativ 75% dintre vehiculele europene care au intrat în țară s-au întors goale pentru că nu existau bunuri pe care să le ducă pe continent, din cauza întârzierilor produse de partea britanică. The reality of Brexit is there going to be winners and losers, which the government has admitted. The question is how big the winners and losers will be. Așadar, mulți se tem că cei mai rău abia acum urmează. Ce mă îngrijorează este că între aprilie și iulie am putea să ne confruntăm cu o furtună perfectă. Vom avea o economie care încearcă să iasă din lockdown în timp ce Regatul Unit impune un număr mare de controle de import asupra comercianților europeni, care ar putea să fie la fel de nepregătiți precum cei din Europa. Adevărata criză Brexit despre care am avertizat ar putea să-și arate fața abia atunci. A declarat Shane Brennan, director executiv la Cold Chain Federation, o asociație a companiilor care transportă și depozitează congelate. Introducerea unui pașaport de vaccinare pentru COVID-19 stârnește vii controverse în statele europene. Autoritățile de la Londra au anunțat că vor emite certificate de imunizare pentru cetățenii britanici doar în măsura în care aceste documente le sunt solicitate de alte țări. La polul opus, Israelul va introduce de duminică un pașaport COVID de uz intern, care va permite accesul deținătorilor în hoteluri sau în săli de sport și concerte. Guvernul britanic s-a poziționat ferm împotriva introducerii unui pașaport COVID. Un astfel de document va putea fi însă emis în condiții speciale. So internationally, if other countries will require a vaccine certificate, then I think it's right that we facilitate it. We're not looking at the domestic use of vaccine passports. That's not in our planning. As I said, as the Prime Minister described, it'll be the national vaccination program combined with rapid testing that I think is the way forward. Marea Britanie este una dintre țările fruntașe la nivel mondial în privința vaccinării. Până la finalul lunii aprilie, 32 de milioane de englezi vor fi imunizați cu ambele doze. We all want the same thing, is to get our lives back as quickly as possible.
from this severe lockdown, and that's the right thing to do, which is why we focus so so put so much energy into the vaccination program. So we've built an infrastructure between the hospital hubs, the national vaccination centers, primary care, pharmacy, that can deploy much greater volume. Pe de altă parte, în încercarea de a determina cât mai mulți cetățeni să se vaccineze, autoritățile israeliene vor să introducă în interiorul țării un Green Pass. Documentul va permite accesul exclusiv persoanelor imunizate sau vindecate în locuri care până acum au avut lacătul pe ușă, precum hotelurile, sălile de sport sau de concerte. De altfel, luna aceasta, Israelul va atinge o bornă impresionantă în privința vaccinării. Statul evreu va fi prima țară din lume care va vaccina 30% din populație. Fenomen rar în Olanda, după mai multe zile cu temperaturi negative. Canalele de apă din Amsterdam au înghețat și s-au transformat în piste uriașe pentru patinaj. Numai că incidentele nu au întârziat să apară. Despre ce este vorba, vedem imediat după publicitate. Vă aștept peste 3 minute. O persoană și-a pierdut viața, iar alte 5 au fost rănite în urma unui atac cu rachetă asupra unei baze americane din Irak. Complexul militar este situat în nordul țării, în apropiere de orașul Arbil. Atacul a fost revendicat în mediul online de către o grupare islamistă intitulată Gardienii Sângelui. Potrivit autorităților irachiene, cel puțin 3 rachete au fost lansate spre baza militară americană. Pe lângă complexul militar, alte 2 rachete au căzut în apropierea unor zone locuite de la periferia localității Arbil. În urma atacului, forțe de securitate au fost desfășurate în jurul bazei militare, iar autoritățile locale au cerut rezidenților să nu-și părăsească locuințele. După mai multe zile de temperaturi sub 0 grade Celsius, în Amsterdam a avut loc un fenomen rar. Canalele ce străbat orașul au înghețat, transformându-se în cele mai mari piste pentru patinaj în aer liber. Locuitorii capitalei olandeze nu au stat pe gânduri și și-au redescoperit pasiunea pentru sporturile de iarnă, așa că incidentele nu au întârziat să apară. Ecluzele care reglează debitul miilor de canale care străbat Amsterdamul au fost închise de autorități. Măsura a transformat luciul de apă într-un uriaș patinoar. Mii de oameni au ieșit pentru a practica sporturi de iarnă chiar în fața propriilor locuințe. Experiența nu a fost însă una fericită pentru toată lumea. Un grup de patinatori s-a prăbușit în apele înghețate. Oamenii aflați în apropiere le-au sărit imediat în ajutor. O experiență similară a trăit-o și un alt temerar. Îmbrăcat sumar, un tânăr a încercat să-și etaleze maestria în patinaj artistic. A ajuns însă direct în apele înghețate ale unui canal. Din fericire, bărbatul s-a ales doar cu câteva râni minore. În ciuda apelului autorităților, olandezii nu au ținut cont de regulile instituite în pandemie. Mii de oameni s-au strâns pentru a patina fără distanțare fizică sau măști de protecție. Scene inedite au avut loc într-un spital din Columbia. Printre pacienții aflați în sala de așteptare a unui centru medical și-a făcut apariția o vacă. Furioasă, bovina a atacat ca la corida, a luat în coarne mai mulți oameni și cu greu a putut fi domolită. Câțiva curajoși și deveniți toreador de ocazie au imobilizat animalul și l-au scos în afara spitalului. Din fericire, niciunul dintre pacienții veniți să-și caute de sănătate nu a suferit răni grave. Poliția l-a identificat rapid pe proprietarul vacii buclucașe și a dat o amendă usturătoare. Pe lângă aceasta, omul mai are de plătit și pagubele făcute de bovină în spital. Vremea foarte rece ia o scurtă pauză la mijlocul acestei săptămâni. Meteorologii spun că atmosfera se va încălzi în mare parte din țară. Cât de mult? Aflați în această seară la Meteo, când colega mea Lili Braga vine cu toată prognoza. Lili, bună seara! Ce vești ne aduci?
Bună seara, Andreea. Doamnelor și domnilor, bun găsit. La meteo, în această seară, vorbim despre încălzirea care se anunță și vedem cât timp durează aceasta. Deocamdată, noaptea care urmează aduce tot vreme foarte rece. Se va simți gerul din nou în centru, în est și local în regiunile sudice. Se anunță temperaturi minime între minus 15 și minus 5 grade și va fi chiar mai frig în estul Transilvaniei, unde valorile termice vor coborî până spre minus 20 de grade. Izolat, va fulgui în vest, în nord, în centru și în nord-est, unde vor fi norări. Ușoare intensificări ale vântului pe crestele munților și pe litoral. Și mâine dimineață va fi deosebit de rece, abia apoi vom simți cum vremea se încălzește. Cât de mult cresc temperaturile, vă spun la meteo. Vă aștept cu toate detaliile imediat după Focus Sport. Andreea. Lili, mulțumesc. Florin Căruceru vine cu informațiile din sport. Florin, te ascultăm. Bună seara. Bună seara, Andreea. Bună seara, doamnelor și domnilor.